Cea mai în formă echipă din Liga 1 CS Universitatea Craiova va întâlni mâine pe stadionul Ion Oblemenco formația Viitorul Constanța în optimile de finală ale Cupei României. Albalbaștri vin după o serie de 7 meciuri fără înfrângere în campionat. Ultima ispravă a echipei conduse de Sorin Cârțu și Emil Sândoi a fost victoria cu 3-2 de la Brașov. CSU nu va neglija nici Cupa României, o competiție care te poate propulsa mai repede în Europa League. Este o competiție pe care noi o desconsiderăm. Nu trebuie să uităm că în Cupa României, după un număr mic de meciuri, poți să ajungi în fazele superioare. Și mă gândeam, în prima mea experiență ca antrenor, fiind la retrogradare cu echipa, am reușit să jucăm o finală de Cupa României. Sândoi a mai spus că tinereța și antrenorul Hagi reprezintă cele mai mari aturi ale adversarei Craiova. O echipă cu jucători tineri, jucători de perspectivă, cu calități individuale, mă rog, o echipă antrenată de Gică Hagi, care nu mai are nevoie de prezentările mele. Dar chiar dacă în jocul din campionat echipa n-a reușit să se impună aici în Craiova și n-a reușit decât un rezultat de 2-2, vă dați seama că ne propunem calificare. Pentru mijlocașul Alexandru Băluță, partida de mâine va fi una specială, dat fiind că va înfrunta fosta echipă. Mă bucur că o să mă reîntâlnesc cu foștii mei colegi. Sunt conștient că nu ne va aștepta un meci ușor și probabil că îi doresc să se califice mai departe, dar sper să facem un joc bun și să fim optimiști, să ne mobilizăm bine și să fim cei care se califică mai departe. Tu ți-ai dorit să joace Ianis Hagi? Da, vă dați seama, meritorii să joace, este un copil talentat și își merită și el șansa. Alex, ești mulțumit de evoluțiile tale pe care le-am luat? Sincer să fiu, niciodată nu am fost mulțumit de mine, mereu mi-am dorit mai mult și îmi doresc ca de la meciul de cupă să fiu în continuă creștere. Partida dintre CS, Universitatea Craiova și FC Viitorul va începe la ora 18.